Căștile de realitate virtuală reprezintă un pariu pe care marii dezvoltatori de hardware și software sunt tot mai dispuși să-l facă. Companii precum Facebook, Sony, HTC, LG, Samsung sau chiar Google se întrec pentru a oferi cele mai bune experiențe de realitate virtuală. Asta pentru că, în opinia lor, acesta este viitorul. Salut! Eu sunt Roberto, iar astăzi vă voi prezenta cea mai bună soluție de realitate virtuală mobilă din acest moment. Se numește Samsung Gear VR. Samsung Gear VR este rezultatul unui parteneriat fructuos între Samsung și Oculus VR, companie deținută de gigantul Facebook. Dispozitivul în sine este o cască din material plastic alb pe care sunt montate două lentile cu diametru de 38 mm ce pot oferi un câmp vizual de 96 de grade. Casca nu are propriul ecran, ci este prevăzută cu un locaș în care poate fi introdus un telefon Samsung Galaxy, aici fiind vorba de cele mai performante modele, adică S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus și Note 5, toate având o rezoluție de 2560x1440 pixeli. Telefonul se conectează foarte ușor prin intermediul portului microUSB al Gear VR. Imediat după conectare, telefonul își schimbă complet interfața și funcționează exclusiv în mod de realitate virtuală. Gear VR nu este doar o bucată de plastic cu lentile, ci conține senzori dedicați ce permit detectarea mișcării de rotație a capului, plus un senzor de proximitate care oprește ecranul telefonului atunci când casca nu este utilizată. Interacțiunea cu aplicațiile Gear VR se face prin câteva elemente amplasate pe partea dreaptă, un buton cu funcție de înapoi și un touchpad ce este utilizat de majoritatea aplicațiilor într-un mod foarte intuitiv. Lângă acesta se află și două butoane pentru reglarea volumului, iar un pic mai jos pe partea inferioară este amplasat un port microUSB pentru încărcarea telefonului în timpul utilizării. Pe centrul părții superioare se află o rotiță prin care se poate ajusta distanța telefonului față de lentile, pentru o vizualizare optimă în funcție de ochii fiecărei persoane. Dar să vorbim un pic despre experiență. În primul rând, recomandarea noastră este să utilizați și căști audio împreună cu Gear VR, pentru că majoritatea experiențelor folosesc atât partea vizuală cât și pe cea auditivă pentru a vă transpune în lumile virtuale. Dar poate cel mai important aspect este cum se văd imaginile prin intermediul Gear VR. Și vă pot spune că din acest punct de vedere, sistemul stă foarte bine. Rezoluția telefoanelor compatibile este asemănătoare altor soluții VR chiar mult mai scumpe, iar timpul de răspuns de la mișcarea capului și până la reprezentarea mișcării în lumea virtuală este atât de mic încât nu poate fi perceput. În ceea ce privește partea de software, cum spuneam și mai devreme, la conectarea telefonului în Gear VR, interfața se schimbă complet. Acest lucru se datorează parteneriatului cu Oculus, din care a reieșit o interfață dedicată realității virtuale, ce este foarte ușor de folosit. În interiorul acesteia se află inclusiv un magazin de aplicații, de unde se pot descărca tot felul de experiențe VR. Majoritatea sunt scurte demonstrații în care utilizatorul este un observator pasiv, însă există și jocuri ce pot fi controlate cu privirea, cu touchpad-ul de pe cască sau utilizând un controller wireless. Softul permite și pornirea camerei telefonului pentru ca utilizatorul să poată vedea ce se află în jurul său fără a-și da casca la o parte. Unicul dezavantaj pe care l-am putut sesiza este că, în cazul unei utilizări îndelungate, Gear VR afișează un mesaj prin care te anunță că telefonul s-a supraîncălzit și va trebui să aștepți câteva minute pentru a atinge din nou o temperatură normală. Personal, Gear VR mi se pare o experiență pe care niciun utilizator de Galaxy S6, S7 sau Note 5 nu ar trebui să o rateze. Este cu siguranță cea mai bună experiență VR pentru telefoane mobile, iar momentul în care o veți încerca pentru prima dată va fi uimitor. Casca Gear VR poate fi achiziționată din site-ul nostru accesând linkul din descriere.